La standul salvamontaje și-a putut fi văzută tehnica mecanizată, o auto specială, un ATV și rulotă transport câini serviciu, echipamentele de salvare și protecție, iar salvamontiști și algeșeni au răspuns întrebărilor vizitatorilor pasionați de munte. Standul a fost vizitat de oficialități locale și județene. O zi importantă pentru noi cei de la Consiliul Județean, pentru că așa este, avem un partener stabil cu onoranții noștri colegi de la Salvamont Argeș și colegi de Sulmiș pe care i-am lăudat absolut meritat orice cu care a fost cazul și a fost cazul. În ceea ce privește sprijinul nostru, eu zic că este un sprijin constant, reciproc, avantajos. Am reușit dotări cu tehnică, zic eu, destul de importante în ultima perioadă. Vor mai veni până la sfârșitul anului și dotării cu echipament de lucru, iar lucrul acesta cred eu că se va vedea în, dacă vreți, în calitatea intervențiilor lor. Județul Argeș și un județ cu un important bazin montan, tocmai de aceea și valoarea colegilor noștri de la Salvamont este una ridicată. Despre Salvamont Argeș ca istorie și activitate a vorbit Ion Sanduloiu, director Salvamont Argeș. Argeșul este o componentă foarte importantă a salvamontului românesc, pentru că nu numai faptul că am avut prima formație înființată după legea apărută în 1969 în țară, și anume Câmpul Muscel. Cei de la Câmpul Lung s-au mișcat foarte rapid și au reușit să înființeze imediat prima formație Salvamont. Dar prin zona pe care o avem, care este cea mai întinsă, cea mai înaltă, clar, pentru că avem vârfuri de peste 2500 de metri, majoritatea vârfurilor de peste 2500 de metri în țară, și cea mai izolată. Și pe felul ăsta avem nevoie de oameni foarte buni, tehnicieni foarte buni, cu condiție fizică foarte bună, oameni care se cunoască foarte bine muntele și atât zona cât și, cum să spun, istoria ne obligă să ne păstrăm activitatea la nivelul zonului foarte înalt. Ceea ce își propun anul acesta salvatorii montani este ca luna august să fie o perioadă a responsabilității pe munte, în speranța că vor avea măcar un accident în minus față de statistica lunii august 2022.